Domnilor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. Vedeți că de când n-am mai făcut, am început să mă și bâlbui ecosistem. Îi spun bună seara domnului Eugen Stamat, invitatul permanent al acestei emisiuni, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Bună seara! Bună seara, Gabi! Bună seara, dragi gălățeni! Sunt încântat și onorat să particip ori de câte ori mă invită domnul Chifu. Domnul Stamate, a lipsit săptămâna trecută, a fost plecat puțin în străinătate cu diverse afaceri și de aceea emisiunea o reluăm acum după două săptămâni, reluăm de fapt subiectele noastre extrem de interesante, vom vorbi despre ecologie, vorbim despre ecosistemul și despre ecosistemul politic, pentru că există așa ceva în România. Dar înainte de toate, domnule Stamate, spuneți-ne cum a fost vizita în Germania și cum tratează nemții problema ecologiei. Dragi gălățini, drag Gabriel, eu auzisem, știam foarte bine de respectul pe care l-au nemții pentru natură, respectul pentru oameni, respectul pentru orice înconjoară. Am avut prilejul și bucuria să merg într-o delegație de 4 zile, de 5 zile în Germania. Și am avut ocazia să iau contact cu oamenii de acolo pe diverse probleme. Am discutat și chestiuni și probleme sociale, economice, politice. E un sistem bine pus la punct în Germania și el funcționează nu de acum, ci de foarte mult timp. Tot acest respect pe care îl au față de natură și față de tot ce îi înconjoară, vine un pic din urmă și vine cu niște măsuri foarte dure. În Germania, ca în orice țară civilizată, în momentul în care nu respecti regulile și principiile care sunt puse la dispoziție cetățenilor de către statul german sau oricare stat civilizat, acolo chiar se plătește și se acționează în consecință. I-am văzut foarte relaxați în orașul unde am fost noi, în Andex, lângă München, la 60 de kilometri de München. Oamenii duc o viață tihnită, o viață ordonată, o viață după reguli clare și simple, în care oamenii de acolo își respectă principiile și regulile și le este foarte bine. Nu sunt excese, nu e zgomot, nu e gălăgie, nu e harababură. Totul este cursiv, totul funcționează așa cum ar trebui să funcționeze o viață normală și tihnită. Vreau să vă spun că după ce m-am întors a doua zi acasă, am ajuns joi acasă, tocmai ce am ajuns la birou în față, mi-am lăsat mașina, am foarte mult zgomot, țipau unul la altul, mașinile claxonau, deci am zis că nu e adevărat, că nu se poate așa ceva. Întorcându-ne la politicile pe care le aplică, care sunt aplicate în Germania, vreau să vă spun că președinții landurilor germane ajung în funcții cu acordul și cu binecuvântarea, să spunem așa, a Partidului Ecologist din Germania, a Partidului Verde, care are un cuvânt foarte greu de spus, e undeva la vreo 16-17% și în general germanii pun un accent foarte, foarte bun pe energie regenerabilă, pe încălzire globală, pe protecție a naturii, pe protecție a mediului, pe protecție, pe orice fel de protecție. Ei protejează orice. Adică se află la polul opus față de ceea ce se întâmplă în România. Cam așa, dacă putem discuta în termeni, cum îi spuneți dumneavoastră, da. La noi se distruge, se taie și nu există respect față de nimic, nici măcar față de lege, iar acolo... În Germania nu poți să rupi o frunză sau o crenguță. Că... Da, un copac, ca să fie tăiat de acolo, ai nevoie de foarte multe autorizări, aprobări și în momentul în care ai tăiat un copac care are o anumită vârstă sau care el are anumite probleme, trebuie plantat un copac în locul lui care să aibă o proporție sau să aibă o dimensiune... Cum înțelegem de ceea ce afirmă austriacă, vine și taie aici fără probleme, pentru că în Austria nu se poate. Ca și în Germania. În Austria, în Germania, în Norvegia, în Suedia, în țările nordice în special, faci ani grei de pușcărie dacă cumva tai. Dar acolo n-ai cum să nu se taie pădurea. E obiectiv protejat. Este tabu. Sunt elemente tabu. Nu există așa ceva. La noi încă mai merg tertipurile astea. Le-ați împărtășit, le-ați spus și cam cum tratează
guvernul României problemele ecologice? Da, le-am spus de anumite chestiuni, am discutat subiecte și au fost chiar discuții prelungite legate de protecția mediului, de protecția pădurilor, de protecția și de schimbările climatice, dar ei tot aveau un cuvânt. Șpagă, șpagă, șpagă. Se dau, se iau, se iau, se dau și sunt interese. Interese și șpagă. Bine, acum stând drept și judecând strâmb, peste tot există o formă, hai să spunem, în Statele Unite sau în Germania sau în altă țară, se numește lobby, dar cu lucrurile cu adevărat importante pentru un stat, cum sunt resursele naturale, nu se joacă nimeni, pentru că momentul în care ți-ai bătut joc și ai încercat să atentezi la avuția statului, deja face angrei de pușcărie și acolo nu te mai scoate nici mama lui celui mai mare și cel mai bun prieten din structurile suspuse. Dar din păcate noi nu vrem să învățăm de la cei care sunt mai buni decât noi și care își structurează societatea în așa fel încât curățenia pe care o vedem propriu zisă de pe străzi, din parcuri, din păduri, o au și în societatea lor, de cele mai multe ori. Sunt cazuri de corupție și în Germania, am și văzut, dar acele cazuri sunt stârpite aproape din fașă. Deci nu contează numele celui care a greșit, plătește. Da? Și chiar plătește. Îi se confiscă averea, nu că la noi. Nu că te bagă, scrii trei cărți și ai ieșit după un an. Da. Ai scrii trei cărți. Vorba vine că scrii. Scrii o vedere. Și probabil că și cărțile le scriu alții. Că sunt unii care au scris mult mai mult decât au citit. Da. Cum am mai spus, sunt lucrurile bine puse la punct. Și toată această, și educația lor, și felul în care s-au dezvoltat în ultimii câțiva zeci de ani, toate au fost cu măsuri coercitive. Deci în momentul în care ai greșit, ai plătit, acolo nu se joacă nimeni. Lucrurile sunt clare. Și la noi, legi există, dar încă avem probleme cu aplicarea. Legile sunt interpretabile în România, din ceea ce știm. Cei care ar trebui să-i amendeze și ar trebui să taie rău din rădăcină, au loc de interpretare. Legile și la noi sunt clare. Doar că cuantumul amenzilor, cuantumul acestor amenzi e unul mic și de multe ori cei care încalcă legea o fac cu bună știință, știind că poate să arunce un bănuț acolo și să scape după ceea ce ați văzut acolo, v-ați dat seama că la noi e... România a ajuns un fel de coș de gunoi al Europei. Nu e coș de gunoi. Noi avem o țară frumoasă, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o țară frumoasă, cu oameni frumoși. Coș de gunoi mă refer la atitudinea pe care o mulți dintre români și la faptul că vezi, de exemplu, trecând o mașină și o persoană aruncând un pet pe geam, aruncă două hârtie, la fel, lasă acele păhăruțe pentru cafea. Sunt lăsate prin parcuri, pe oriunde. Sparg semințe în parcuri. Asta nu mai vorbesc despre sparg semințe. Ați văzut vreun german mâncând vreodată semințe pe stradă? Dar știți cum e? Sau dacă mâncam semințe era turc sau român, nu? Deci pește de la cap se împute și noi avem așa un dar, sau nu avem acel dar, de a ne alege conducători cu adevărat buni, conducători care să aibă dragoste de România, să aibă dragoste de români și să poată să creeze un climat sănătos, un climat... Adică avem talentul bun. Să nu ne alegem așa. Avem, da. Noi așa, nu știu, de fiecare dată ne așezăm în fruntea țării și oameni care să ne conducă, care, din păcate, se dovedesc... Da, dar avem un președinte de origine germană, așa că... Nu președintele face el politica guvernamentală și nu creează el premisele dezvoltării. El numește premierul. El doar are un caracter reprezentativ și el doar e doar așa. E pus să se plimbe, nu? E pus să se plimbe și să reprezinte România în cele... Vorbind serios, acum guvernul României și guvernele României de 27 de ani încoace sunt cele care sunt vinovate pentru tot ceea ce ni se întâmplă astăzi. Deci dacă acum 20 de ani se luau niște măsuri clare și ferme și se începea o reformă clară și în industrie, și în turism, și în protecția rezervelor naturale ale țării, puteam spune că România astăzi avea se bucura de un alt respect fața țărilor civilizate. Am văzut că cineva pe care, o persoană pe care, nu o să-i dau numele, pe care o cunoaștem amândoi,
A postat pe Facebook cuvinte laudative la adresa lui Adrian Năstase, continuatorul modernizării României, și m-a pufnit râsul. Nu vreau să comentez mai multe, am comentat acolo, dar nu știu, trebuie să nu avem imagini false, cum spuneați. Toate guvernele care s-au perindat pe la conducerea României din 90 până acum, până în prezent, toate se fac vinovate de situația în care a ajuns România și, împreună cu aceste guverne, se fac vinovați și parlamentarii pe care i-am avut din 90 încoace. Cei mai mulți dintre ei care au tăiat frunze la câini și au împărțit tot felul de, păi, de salarii, bine, pensii. Păi de asta vreau să facem și trecerea către următorul subiect, pentru că spuneam, emisiunea se numește Ecosistem, dar nu se vorbește numai despre sistemele ecologice, ci despre sistemele politice. Sistemul poate fi de mai multe feluri, așa că... Ecopolitică, eco... Vorbeam mai de mult acum câțiva ani, despre faptul că politica românească ar avea nevoie de o ecologizare. A început acea ecologizare, credeți? Nici de departe, domnul Chifu. Sunt doar schimbări la suprafață, superficiale. În continuare, ca o părere personală, în profunzime nu se întâmplă nimic. Deci, putem judeca și putem, poate fi un barometru, nivelul de trai al gălățeanului. Ne uităm la el, e mai fericit, are un trai mai bun, coșul zilnic e mai plin. Spuneți-mi dumneavoastră, s-au rezolvat problemele... Pentru că acea scădere a TVA-ului pentru alimente, acea scădere până la 9%, i-a favorizat pe retailer, pe cei care se ocupă de supermarketuri, pentru că la un moment dat au scăzut prețurile, apoi le-au urcat și numai ei au avut de câștigat din acest lucru. Clientul plătește tot atât. Cel care se duce să cumpere, adică omul de rând, plătește tot atât de mult, chiar mai mult ca înainte. Da, din nefericire așa este. Pentru că nu există un control la adresa acestor supermarketuri care ne-au invadat România. Au fost și ele lăsate cu bună știință și au fost chiar încurajate să vină, să strângă bruma de bănuți din orașele și din orașele cele mari și profitul să meargă în altă parte. Noi, doar ca o piață de consum, punându-ne în supermarketuri produse care mai de care și spunem noi că mâncăm noi mai sănătoși și mai natural, să fim serioși, domnul Chipu, dragi gălățeni, cred că suntem undeva pe la coada Europei. Noi, europeană, avem, cred că, alimentele cele mai... Apropo de ceea ce se întâmplă în politică, pentru că, după cum aminteam și mai devreme, vin alegerile parlamentare. Am văzut apariția a două noi formațiuni, e vorba despre Uniunea Salvați România, nu știu dacă a adunat numărul de semnături necesar, și Partidul România Unită, pe care l-am avut și la alegerile locale, dar Partidul România Unită, care, iată, capătă noi valențe și cred că unii dintre români se găsesc o salvare în naționalismul, să sperăm că nu exacerbat, într-un naționalism pașnic. Domnul Chifu, piața politică și pe zona asta politică sunt multe mișcări de efective și de trupe, ca să ne uităm mult mai atent. Privind Uniunea Salvați România, a venit ca un proiect civic la început, după care s-a transformat într-un proiect politic, iar aici n-aș putea spune prea mult dacă vor face sau nu vor face pragul de 5%, dacă vor merge mai departe sau nu vor merge. Ceea ce spuneați dumneavoastră de Partidul România Unită, partid care e partid rupt din Partidul Social Democrat și va rupe în cadrul alegerilor locale, parlamentare, de la Partidul Social Democrat, sau e un partid relativ nou, e ca un refugiu creat pentru oamenii care nu s-au mai regăsit în Partidul Social Democrat. Și vom avea o surpriză la alegerile astea parlamentare, că USR-ul, de fapt, va rupe din voturile Partidul Național Liberal, și așa se va întâmpla, și vor mai lua câteva voturi pe aici, pe acolo, dintre cei nehotărâți care nu se regăsesc într-o structură politică. Partidul România Unită va avea câștig de cauză și va rupe din cadrul voturilor Partidul Social Democrat, iar... Și din voturile Partidului Național Liberal va mai rupe și Partidul Mișcarea Populară. Oarecum, nu prea mult. Mișcarea Populară are segmentul ei. Ei o să facă probabil pragul de 5%, 6%.
oricum, la Galați, PSD-ul va avea un scor mare. Acum depinde foarte mult și de prezența la vot. Dacă vom avea o prezență la vot de 80%, domnul Chifu, vă spun eu cu siguranță că Partidul Social Democrat va lua undeva la 30%. Asta doar în poveștile fraților Grimm. Eu, ținând cont că la alegerile locale prezența la vot a fost de 37-38%. 37%. Nu e mai mică decât m-aș fi așteptat, sincer. Eu am spus în situația în care gălățenii s-ar dumiri un pic și s-ar implica în alegerea conducătorilor și celor care reprezintă în Parlamentul României și ar fi o prezență de 80%, situația ar sta cu totul altfel pe scena politică și atunci ar fi foarte greu ca anumite persoane care au și anumite probleme și sunt de o anumită factură, n-ar mai putea ajunge să facă sau să nu credeți facă că vom, cel puțin în ceea ce privește Galațiul, vom avea multe fețe noi pe șichierul politic, pentru candidații la parlamentare, sau cam aceiași pe care știm? Sunt cam aceiași, pentru că cel puțin în ultimii ani politicienii au reușit să inducă gălățenilor această stare de lehamite față de alegeri și de clasa politică. Și atunci, e oricum, ori pe cine ar pune acolo, și mai ales că anul acesta se va vota pe liste, și pentru Camera Deputaților și pentru Senat, nu mai există nici măcar acel vot uninominal în care poți să departajezi, să spui, doamne, îmi place de domnul Chifu că este un bărbat bine, înalt și vorbește frumos. Și atunci îi acord votul și încrederea mea domnului Chifu. Anul acesta se vor pune pe listă și se vor așeza și foarte bine cum s-au făcut de fiecare dată, iar indusă fiind starea de silă gălățienilor pentru a merge la vot și pentru a participa la alegerile astea parlamentare, ei își vor așeza și își vor lua fiecare calupul și vor merge mai departe. Credeți că prezența la vot va fi chiar mai redusă decât la alegerile locale? Nu, cam tot, în jur de 35-40% va fi. Aș pune chiar un pic mai jos, pentru că dacă la locale există o miză pentru alegerea primarului și a consilierilor locali, oamenii sunt direct interesați să-și poată vota, oamenii care relaționează direct, parlamentare, îi vezi odată și unii nu-i mai vezi peste 4 ani când vin să-ți mai ceră odată votul. Și, dacă... și revenim la ceea ce solicitam noi cu ceva timp în urmă, obligativitatea votului, care cred că ar fi necesar. Nu, ar departaja foarte bine și ați fi surprins. Dacă am face un exercițiu de imaginație să fie o participare de, hai să spun, 90%, ați fi surprins să vedeți că partidele politice vor avea alt număr de voturi și... Și poate ar avea șanse și independenții la Parlament. Poate da, poate nu. Poate da, poate nu. Dar vă spun eu că anul acesta Partidul Ecologist Român se va prezenta foarte frumos și foarte bine în alegeri cu o echipă frumoasă și nouă. Da, pregătiți surprize? Păi, toate partidele... Mă aduceți pe Andreea Marin? Nu, domnul Chifu, o lăsăm pe Andreea Marin să... Nu mai e zâna. În ultimul timp a fost mai mult zgripțuroaică, dar în sfârșit. Noi ne bucuram de acea emisiune și din banii noștri tuturor se plăteau sume imense pentru moderatoarea acelei emisiuni, ceea ce mi se pare normal la un post de televiziune public. Acum, ca să fac așa o paralelă, o să aminte despre Zâna, așa zisea Zâna. Și Partidul Ecologist Român va participa cu liste complete? Cu liste complete, cu o participare, cum a obișnuit gălățenii. Partidul Ecologist reînvie și o să facă o surpriză frumoasă. V-a stimulat și vizita în Germania, faptul că ce forță au ecologiștii de acolo? Și ați văzut-o concret ce forță au? Ce forță concretă au, nu din cărți, reviste sau din ziare. Domnul Chifu, sunt convins că peste cel puțin 10 ani și noi vom, dacă nu vom învăța, vom trage toate acele învățăminte. Respectul față de natură și față de mediu trebuie să ne-l cultivăm și trebuie să-l dăm și celorlalți de lângă noi. Să învățăm să protejăm apa, să fim atenți cu mizeriile și cu gunoaiele, să fim atenți cu energia regenerabilă, să nu facem risipă și să încercăm să ne facem o viață mai frumoasă și mai bună. Da. Va face Partidul Ecologist Român vreo alianță? La momentul acesta nu pot să vă spun, domnul Chifu. Sunt discuții care se fac la București. Eu vreau să vă spun că aici, la Galați, suntem în organizare și ne pregătim pentru listele de semnături care trebuie să le depunem la București.
acum la sfârșitul lunii pentru a participa în alegeri. Ne discutăm pentru a trimite la București să validăm lista pentru candidații de la Camera Deputaților și de la Senat. Suntem în discuții și cu câteva ONG-uri și persoane importante din societatea civilă să participe la alegerile parlamentare susținute de către Partidul Ecologist Român. Vom avea în premieră un parteneriat cu societatea civilă și vom sprijini oameni care nu sunt implicați politic pentru a candida și pentru a merge în Parlamentul României. Tocmai de aceea spun, suntem încă în faza în care construim și ne pregătim, strângem o echipă frumoasă și, cum v-am obișnuit, dragi gălățeni, vom prezenta și un proiect și un program foarte frumos și credibil și vandabil, nu numai demagogi și demagogii. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine, ca de obicei, domnul Eugen Stamate, președintele Partidului Ecologist Român, a filialei Gălățene, bineînțeles. Aceasta a fost emisiunea Ecosistem. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu subiecte cel puțin la fel de interesante. Să fiți iubiți! La revedere! Doamne ajută!